acum fotografii care conține tămăși din ultimii șase ani de activitate, dintre primii și ultimii 6 ani de activitate a comunității noastre, care au participat persoane care au avut posibilitate, dorință ca să lase o amprentă pe o foaie de hârtie. Avem marea plăcere să împărtășim cu șezătorile din țară această mare bucurie, să le admirați și vă, să vă bucurați pentru micile noastre succese, pentru că aceste succese ne-au unit, aceste succese le împărtășim toți la un loc și aceste succese ne vor duce mai departe pasiunea noastră, ca să o lăsăm moștenirea copiilor noștri și celor care vor aprecia gestul și dragul față de votul popular, ceea ce ca atare și ne reprezintă pe noi ca popor. Avem mare plăcere să oferim albumul Dar ce este cel mai vinovat astăzi, lui Sebastian Bărâncă. Mulțumesc tare mult, mulțumesc tuturor că ați venit și, așa cum ați zis, suntem împreună cu toți astăzi. Am fost împreună și în alte ocazii și facem parte cu toții dintr-un fenomen, să zicem, antropologic. Ce vreau să subliniez este că avem cu toții din toată țara și din Țara Mare și din alte țări un scop, cel mai înalt scop al nostru este comun și vreau să ne gândim la lucrul ăsta și cu toții să privim către acel scop și atunci când este cazul să încercăm să trecem și peste micile probleme care apar. Într-un grup atât de mare este normal să apară și vreau ca după expoziția asta și după atâta muncă a tuturor să rămânem cu mesajul acesta de unire, de împăcare și cu gândul la acel scop comun pe care îl avem cu toții, chiar dacă uneori avem păreri diferite. Bine ați venit la Cluj! Șezătoare Cluj! Mirela, din partea șezătoarei Să vină să vină în adresia pe la artizan. Vă rog aici, toată lumea.
Pentru că astăzi nu prea s-au făcut poze de grup și eu țin foarte mult ca pozele să fie de grup și să se vadă că trece putul și că mașa trece și din coace. Și cu toate grupurile se canalizează spre București, sper că drumul cel mai mare și cel mai important și cel care să cuprinde totul lumea care a fost în România să fie la București. Nu contează cât de lucru am făcut, deci nu contează ce lucru am făcut, contează ce am făcut, toată lumea a realizat lucruri excepționale și trebuie să fim un lucru. Tu înainte porna declarația de la Cluj, declarația astăzi pornește de la Cluj. Avem oameni care sunt pro-redacteze, trebuie să luptăm pentru noi, pentru drepturile noastre, nu ale noastre personale, că noi suntem trecători, mai ales eu cea mai apropiată și domnul care să cred așa mai bine, dar este foarte important și știți că totdeauna